Salut și bun venit la un nou episod de Watch Dogs pe Barba Neagră. Uitați ce mașină interesantă am găsit. Wow, pot să mă apropii atât de mult? Nu asta. Ce credeți? Uite asta. Are un bord extraordinar, o accelerație nemaipomenită și un look. Yay, surpriză. Arată ca un 4K. Cam așa, nu? Și din față chiar arată ca un 4K. Uite acum că mă uit la el, mă gândesc. ce nimic carniță de mașină până... Ia, ce accelerație are, nu cred. Continuăm campania cu The Watch Dogs. Ia, ce bine ia curvele. Oh, place mai mult mașina asta decât multe altele care arată mai bine. Am terminat misiunile cu individul ăla bedbug. Și nu mai știu, mătușa e răpită parcă? Sau ceva de genul? A zis că mi-e ținut în condiții bune. Sper că nu mă înșel, sper să nu fie altcineva. Asta e la dreapta, mă duc la hideout. Mă plimbam puțin pe aici și fiindcă a vorbit Aiden ăsta o grămadă la telefon până când să încep înregistrarea, am zis să nu-l deranjez, știi? În sfârșit, bridge-ul e... A rămas așa de când am plecat eu. E nasol cu bridge-ul ăsta până. Trebuie să-l dai de fiecare dată. Ador drifturile pe care le faci mașința asta. Sunt super tari. Way of the Grid. Aha, hai să vedem care-i treaba. Hai să facem o parcare stelară. Hap. A, uite așa. În oblic, ca să mai bage și o motocicletă între noi. Let's go! Fața zici că e fund. N-are inca. Let's start the mission. Way of the Grid, hai. Am ajuns? Încă nu? Încă nu. O să... Probabil o să adaug și pe canal. Unde e exit-ul ăsta, așa? O să adaug Euro Truck Simulator. Dar... am jucat Euro Truck Simulator. Și... Nu neapărat că e plictisitor, doar că nu sunt atât de multe de comentat la el. Deși un joc extrem de frumos, mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să-l joc pe canal. Adică continui după ce vorbesc ăștia aceia, să vedem ce trebuie să facem în misiunea asta. Are you crazy? Even if you did get inside there, we can't read it. It's encrypted. What am I supposed to do? Damien has Nikki, just tell him he can keep her? Of course not. Of course. I'm not saying that. But he's playing you. Yeah, I'm not gonna give him this before I know what it is. Damien cannot be trusted. I know that. All right, well, let's just deal with one problem at a time. All right? If I can get this information, can you decrypt it? No, it's way beyond my skill. Then who then? Hey, what about that crazy guy? Tobias, he used to work here. Okay, that's where we start then. Okay, but we need to be discreet. I know how to be discreet. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Raymond Cammy. It has to be him. He was a software engineer hired for the CTO startup. He created the encryption. The creator always have a backdoor. Well, he can decrypt it. Kenny is crazy good. I bet he ce față de gânditoare avea asta. He's a genius. No, I mean a legend. I'm guessing legends aren't easy to find. He's way off the grid. No one's heard of him in over a year. He's lurking somewhere. Okay, everyone has a history online. We start there. We get Kenny's last known point and work backwards. He's been gone over a year. This could take a while. There. Să sperăm că încă mai e în viață. He's covered his tracks very well, but he's bound through one location a few times. So we trace it back and we find his location. In theory, yes.
You'll need to reach that point and connect me to the computer. I'll run a search from the bunker. And we'll have Kenny. Ok, questa sună ca un plan. Enter the bunker. L-am făcut. Reach the locations of Kenny's last signal. Will do. Will do, my friend. Damn it! Trebuie să ies de aici. Nemesisul meu, clădirea asta. Pe aici? Pe aici am venit. Hai să vedem unde trebuie să ajunge. Poate e un fast travel ceva. Objective. Normal că nu e niciun fast travel. Pot aici? Nu pot aici. Normal trebuie să mă duc aici. Da. Aha, cred că am văzut unde. Așa, și cum ziceam cu Euro Truck Simulator. Eu am jucat odată, mult mai de mult, un, cum se numea, domnule, cred că Extreme Truck Simulator sau Extreme Trucker sau ceva cu Extreme parcă, care tot așa e un fel ca Euro Truck Simulator, doar că, sau mult dacă știu pe unde trebuie să iau. Nu țin minte niciodată, de fiecare dată când mă pun ăștia să ies de aici, e o întreagă hara. Ceva cu hara. Aici? How the fuck do I get out? Fei, zi-mi cum să ies afară. Deci eu am venit pe aici, știu sigur. Nu, n-am venit pe aici, nu știu sigur. Dai. Uite, am venit prin partea aia. Ah, perfect. Deci ăsta e jumătate de episod în care eu încerc să ies din clădirea asta. Oi, mă, ești odată. Băi, mă lași. Unde o fi? Fi pe aici. Fi pe aici. N-am lanternă, n-am nimic. Probabil țipați la mine. Ia-o pe acolo, ia-o pe acolo. Dar n-a... Pe cuvânt, dacă știu pe unde. Și Euro Truck Simulator era ceva mai interesant. Asta e ușa. Fiindcă acțiunea se petrecea ba pe munți, ba pe margini de prăpastii și pe toate treburile astea. Și era foarte, foarte tare din punctul ăsta de vedere că era foarte periculos, trebuia să treci prin chestii foarte strâmte și spunea răbdarea și transpirația la încercare. Și mă gândeam, poate facem un gameplay din ăla. Nu știu, mai aștept opinii. Știu că nu sunt mulți subscriberi și nu sunt mulți care se uită, dar... E o părere, dacă se uită cineva și... vreți să vedeți Euro Truck Simulator sau Extreme Truck Simulator, parcă așa se numea. Zici... A, uite exit-ul, fuck me! Băgați acolo în comentarii. Euro Truck sau Extreme Truck. Mi-a plăcut mult Extreme Trucker ăla, nu sunt sigur că așa se mai numește, dar a fost foarte tare că aveai foarte multe locații și toate diferite, mergeai și chiar și pe gheață, era un fel de imita, hai mă închide ușa aia odată, imita Ice Road Truckers, e, nu știu dacă mai e, cel puțin a fost o emisiune pe un reality show pe Discovery. Despre trucker, tiriști care merg cu încărcături mari și chestii periculoase pe gheață, prin Antarctic, zic bine, nu mai știu pe unde, și mergeau și pe lacuri înghețate, foarte, foarte periculos, și așa e și cu jocul ăsta, poți să mergi prin lacuri înghețate sau crăpături, poți să cași în apă. E foarte așa incitant și am avea foarte multe de discutat atunci când îl jucăm. Ar fi ceva mai plin de adrenalină decât Euro Truck Simulator în care conducem doar. Dar nu e o chestie, fiindcă îmi plac amândouă. Euro Truck Simulator e bineînțeles ceva mai realistic. Ce zic ăștia aici? Multă taină de asta de-a lor. Holy shit, ce gard de beton. Și așa moare omul, vezi? Deci mașina asta e foarte sălbatică, asta nu pot să o controlez. Are o accelerație. Ia uite și tu. Ce nervoace, zici că e un cocoș de ăla, știi, care e în călduri. Și nu are decât cât se pe lângă el.
Tu luai, crezui că nu-l iau. Damn it. Am făcut jocul ăsta la început, îmi place și acum, doar că taina asta pare devine prea plictisitoare. Așa, și o să fac, o să băgăm un Euro Truck Simulator sau Extreme Truck Simulator. Nu aștept să văd ce zice și voi. Dacă nu iau eu o decizie până la urmă și o să-l bag când o să termin cu Besiege. Practic, nu știu dacă mai avem două episoade din Besiege, cred că doar unul, că levelele nu sunt atât de multe. You're entered? Ah, am ajuns deja. Să vedem ce trebuie să facem aici. Nu cred că mai e mult din Besiege oricum. Update-uri n-au mai băgat developerii și... Și nu mai avem level. Hai să ne concentrăm un pic aici. Văd că la aici. Eliminate all fixers. Și trebuie să eliminăm pe ăștia? Camere ceva? Uite o cameră. Ia ce pe aici. Explosives. Triple arm. Dacă mă duc cu triple arm-ul. Uite așa. Pac! Ia-o pe asta, boss. Caput. Uite încă unul acolo. Dacă l-aș putea să-l fac să vină cu acea, ar fi tare. Putem să urcăm sus? Ia. Let's see what's in here. Aoleu, sunt cam mulți pe aici. Uite o cameră acolo. Explosives. Nu, vreau... Da, uite asta. Caput! Sayonara! Uite unul acolo. Am explosives-ul ăsta. Presimt eu că o să vină reinforcements, întăriri. Cât de curând. Uite unul acolo. Ia să vedem că putem să-l eliminăm cu... asta. Ia uite-l naibii, nu moare. A? Unde? Hai, altul. Next. Aud pe unul, dar nu știu pe unde vine. Uite-l. Gata. Bun, morfina. Mai aud pe unul, ăla pe unde vine. Nu mi-ai văd pe aici. Profilerul meu nu-i mai detectă. Cred că trase unul în mine, exact când sări eu, nu? Ia să vedem ce-i pe aici. Sper să nu vină întâlnire că atât de devreme. Electronic signal? Ce e asta? Nu. Mă la camera, om. Triple arm, lift. Nu, sunt înăuntru. Înăuntru sunt sigur. Hai să schimb arma. Hai după măgari. Ia uite-l, mă! Ah! Mi-a dete! Gata? Deci eu sar, fac reload la armă și vorbești la telefon în același timp. Start data upload. Unde? Use. Hai, fugi neamul. Ah, sigur în timpul ăsta o să mai vină câțiva. Run, Forest, run. Băi, da, ăștia niște calculatoare, mă. Hai, mă, hai. Ia, mă, ce are ăsta pe ecran? Pornhub, așa. Kick-ass torrent. Ce tastatură galbenă plină de muzică. Gata? Nu. Defend the area until the upload is complete. App. Normal. Holy shit. No! Și am să mor. Te rog, revinoți.
Fai de capul meu ce e aici. Pac, fugi. Hai de capul meu. Holy shit, ce e aici. Ia veniți, mă, încoa. Cam tu, papa. Ia uite-l pe măgar. Asta nu știe. Unde tragi, mă, că eu nu sunt acolo. Ah. Ratai pe ăla. E vreunul pe aici? Sai de mine ce mi-am luat-o. Fugi, mă. Fugi, mă, dă-i. Ah. Că zic că mă ia ăla. Tu lei, ce zici, mă, acolo? Hai, come out. Atât, receiving data 30 și ceva. Detroit, Montreal, New York, așa, hai să-l vedem pe unde e individul ăla. Holy shit, de unde tragi? Atât. Connection lost. Trebuie să nu mă îndepărtez. Dă-te, mă, la cap, mă. Trebuie să nu mă îndepărtez prea mult. Fuș. Parc și or. Parc și or. Ia uite-l. Gata. Uite unul sus. Ah, nu l-am luat la timp. Hai și tu, pac. Sus. Atât, boss. Retrieving data, 72%. Bun, suntem pe drumul cel bun și o să vină întâlnire, sunt sigur. Nu! Explodez. Cât pe ce? De unde tragi? Ăla era unul acolo? De unde trage ăsta? Nu-l văd. Ia uite-l. Și unul sus. Atât. Connection lost, bă, mă lași. Hai tu, pe sus. Atât. Și unul jos. 92%. Hai mai repede. Gata, l-am luat. Nu l-am luat. Ia de altul aici. Mamă, mă ia ăla din față. Ce, mă, de ce a prins asta? Gata, în sfârșit scăpai de tine. Stresantule. Și tu? Sus! Hai! Nu, încă e. Cum e cu data ăla? Se mai transferă azi? Se termină? Gata! Cred că gata, trebuie să-l omor pe ăsta, probabil. Ha? Assault rifle ammunition? Luai! Gata! Pony, that's the best you can have put running. Pony, what the fuck is Pony? Nu vreau, nu-mi dau mașina asta, serios acum. Hai, let's go. Wipe the hard drive. Mamă, serios, n-am terminat. Ești ca la cumpărături, știi? Ia cartoful, ia morcovul și hai acasă, nu mai lasă. După aceea aduce aminte că trebuia să mai iau și ouălele și toatele. Hai. Te rog, nu veni reinforcements. Speaking of. Asta știe unde e individul la care îl caut eu. Fugi, tatăle, fugi! Fugi! Nu prea știe tantia aia ce vorbește pe acolo. Hai da mă! Target escape. Până de unde, frate, dacă până ies din... Take down, 188 de metri. Holy shit, cât am demers. Nu! Până aici. Da, știu că are... că fuge. Hai că-l prind aici la cotitură. Mamă, mai și alunecă. Nu, că-l prindem. Îi dăm un burst pipe de-ala. Și l-am liniștit. Hai. Nu, că n-am nicio șansă să mă opun cu ăsta, de seama, dacă dau cu mașina în el, dau degeaba. Nu, deci dacă mai vine și poliția alea, sunt aranjat. Hai să ne încercăm norocul. Na, nici nu se clintește monstru ăsta.
N-am nicio șansă. Ah, ce mi-au făcut. M-a prins exact pe margine. Scuze. E curios că pe aici, pe autostradă, nu sunt burst pipe-uri de alea. Hai mă, măcar un burst pipe, intră și tu în oraș. Dacă mă pun în fața lui, holy shit, o să mă distrug ca pe mașina aia galbenă. Nu, nu m-aș risca. Police scan, evasion. Hai mă, du-te și tu în oraș. Se distruge mașina până îl dobor eu pe ăsta. Uite cum trecut, făcut clipping prin mașina aia. Păi da, mașina lui nu explodează, mă? Atât! Ha-ha, te-am prins! Nu te-am prins. Puh! Crezi că l-am prins? Da! Neutrali vehicle. Atât, boss! Te-am călcat! Scuze! Na! Aoleo! Aoleo ăla! Sunt mor! Cine trage mine? Gata, l-am văzut! Mamă, ce mă nimerește, ești nebun! Caput! Holy shit! Way of the grid, am completat-o! Mission complete! Nu uitați să dați subscribe pentru episoadele următoare și un like este imens apreciat și ne vedem în episodul următor. Salut!